Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou video. Sunt ieșit la soia după două săptămâni de pauză în care am stat, pentru că, după cum știți, sau dacă nu știți, vă spun eu, a cam plouat aici la noi. Prea am putut recolta și ne-a mai rămas un 20-25 de hectare de soia. Acum s-au oprit ploile. Putem recolta din nou. E un pic mare umiditatea, e undeva la 17 umiditatea. E un pic mare, într-adevăr, dar acum merge și n-avem ce face, suntem nevoiți să o recoltăm așa, la umiditate un pic mai mare, pentru că din nou se anunță două săptămâni de ploaie, avem 3 zile în care putem lucra. N-am semănat o boabă de grâu, dar avem 3 zile în care putem recolta. De semănat nu cred că o să reușim să semănăm nimic, pentru că e moale pământul și nu o să putem semăna absolut nimic. Dar în schimb, la recoltat, momentan putem recolta. Am stat, deci am ieșit undeva pe la ora 1, cam pe la 1 am ieșit, am stat vreo 2 ore bune, 3, pentru că era moale bobu, era ca și guma. Am mai scăzut într-un final umiditate, după cum vă ziceam, acum am 17 umiditate. E mai ok, deci e mai ok. Nu e chiar ok, normal stasul e 13, acum avem 17. 4% nu sunt extrem de multe, dar totuși e umiditate. Aici am revenit în parcela aia frumoasă în care știți voi prea bine, care știți, care mă urmăriți, e o zonă mai dificilă. În schimb, merge. Eu mă simt foarte, foarte rău. Mă simt rău în sensul că m-am răcit ieri destul de bine. Acum merge destul de bine. Când am ieșit afară, undeva pe la 2-3, am ieșit la 12, dar am stat până să se uște pentru că era destul de moale. Și după ce am putut începe la recoltat, mergea destul de rău. În sensul că mi se înfunda masa. Acum deja merge destul de ok, s-a mai uscat. Deja pot să merg, uitați, după cum am arătat, merg cu 5 km. E mult mai, mult mai bine. Acum face și praf. Deci face și praf deja. Acum o să mai tau o remorcă. E dus colegul înăuntru, am un singur coleg la transport. Colegul cu 6170 AM e cu remorca roșie, cea de 14 tone. El e singurul care e transport, pentru că suntem destul de aproape de fermă. Nu vă pot arăta ferma, din partea asta nu se vede, din altă parte se vedea. Suntem destul de aproape de fermă, undeva la vreo 2 km, dar e bun drumul. Și atunci n-am nevoie de mai mulți colegi la transport, unul singur e suficient. Acum e dus înăuntru. Normal, până fac eu un bunker, se întoarce și el. Cam așa suntem calculați. Și cam așa se întâmplă. Tocmai ce mă întorsesem și am vrut să zic că ce noroc avem că este soare, că ține cineva cu noi, și când am vrut să zic treaba asta, deja uitați și voi, s-a norat, adică s-a norat, s-a băgat un nor în fața soarelui, deci soarele nostru a dispărut. Aici e destul de nașpa de mers încolo, deci în partea aia cum merg așa e destul de urât, că e îmburdată soia încolo. Deci e culcată încolo și e un pic urât, dar oia, din câte văd eu, se vede aici jos. Deci o taie destul de ok, nu rămâne. E ok, o taie ok, ar trebui să merg o idee mai în dreapta. Am și setez aici linia pe GPS un pic mai în dreapta. Gata, să meargă așa un pic mai dreaptă ca să nu să-mi taie cum trebuie. Uitați, dacă arăta toată soia așa, era mult mai ok. Dar am zis și după cum am zis, anul acesta așa a vrut să fie. Un an puțin mai pretențios. Sperăm la un an mai bun. Acum o să vedem dacă reușim să semănăm și grâu. Undeva din 24 luna aceasta, adică luna
octombrie, undeva din 24 se arată vreme bună, cam tot așa vreo 2-3 săptămâni, deci în alea trebuie să tragem tare, dar o să tragem tare și la semănat și probabil mai mult ca sigur o să tragem tare și la recoltat de porumb. Acum o să vedem dacă și avem porumb copt, pentru că la noi încă era verde. Când am fost pe acolo de astăzi, sperăm că o să avem unde să și putem recolta ceva în următoarele, deci în săptămânile alea în care se zice vreme bună. Acum vom vedea. Vom vedea, nu se știe încă nimic. Mi s-a cerut, așa că sunt nevoit să fac treaba asta, o descărcare din mers. Să vedem dacă reușim, am un om teoretic, am un coleg care, cu care pot face treaba asta și da, se descurcă destul de bine. În schimb, trebuie să fie foarte atent la mine, pentru că eu aici, dacă mi se înfundă masa, trebuie să mă opresc instant, dar sunt un pic mai încet. El n-are stație, nici eu n-am stația pe combină, nu putem să ne dirijăm prin stație. Dar de obicei când reușesc să fac treabă bună tot timpul, e cel cu 6170 am. N-am avut probleme cu el. Nu arată cât de cât decent. Până acum asta nu-mi face probleme. De îmburzat aici în soia. După cum am zis, el se descurcă destul de ok. Cam tot timpul. Ieri și mai am încă un coleg cu care pot face treaba asta fără nicio problemă. Gata, am reușit să descarc, o să scot de pe parcelă. Pentru că e moale și nu riscăm să rămânem pe aici potmolit, așa că se scoate pe parcelă. Avem un apus de soare minunat. Dacă tot am făcut o descărcare din mers, facem și o descărcare nocturnă. Hai să vedem mâna, vă salut. Să mai am pus pe colegul, adică e ultima remoltă pe azi. Eu am făcut 10 hectare numai. Este jumate seara și cam anunze pentru că a crescut umiditatea. Soarele e mare și umiditatea mai mare nu-i prea ok. Acum în timp, mâine se anunță vreme extraordinar de bună. Așa că mâine o să terminăm aici cât a rămas, nu vă pot arăta acum cât a rămas. Dar mâine vom termina aici, mai avem încă două bani. Nu este extrem de mult, dar este. Sperăm că reușim să terminăm și cu soia asta odată. Dar ne mai opresc pe noi ploile și merg unde au oamenii nevoie de ele. Este lume care se chinuie și n-are ploaie, la noi se pare că n-are nevoie de irigații. Cam atât a fost și descărcarea asta nocturnă. Suntem în ziua 2. Am făcut deja un bunker, deja colegul mă așteaptă acolo cu al doilea bunker. Iarăși nu pot să dau zoom, nu știu de ce. A, da, cred că știu. În fine. Deci suntem în ziua 2. Deci am făcut un bunker. Merg încetuc. Dacă vreți să știți cam în ce constă treaba, ce fac eu zilnic, cam asta fac eu zilnic. Uitați, trebuie să mă uit așa. Și să văd când ia pământ în masă, cum e moale. Mă mai uit și aici. Iar și mă uit la masă, iar mă uit aici așa. Aici tot, deci cam asta, cam așa îmi face mie capul toată ziua, ca să înțelegeți. Unii zic cât e ușoară treaba asta. Bă, e ușoară, dacă voi ziceți că e ușor, e ușor. N-am ce să vă contrazic. Suntem în ziua 2, după cum ziceam, un pic murdară. Fac un pic murdară pentru că sunt mizerile astea aici în ea. În rest, mergem aici, mai am undeva la vreo 5 hectare și după aia mai am într-un loc undeva la vreo 2 hectare și încă într-un loc tot așa vreo 2 hectare. Deci teoretic azi ar cam trebui să termin. E ora 3, numai că nu prea avem soare, nu mai e norat,
dar speram că totuși. Umiditatea e destul de urâtă, urâtă în sensul că e 18%, deci 18%, deci nu e chiar extrem de faină. Mi s-a înfundat până acum de două ori combina cu pământ. Am reușit și am desfundat-o. Încă mergem, eu sunt pe moarte, dar hashtag rezist. Să cabină. Dar un respect. Găbița-i foarte serios. Nu râde, bă. Mergem în cedoc, ne mutăm spre următoarea parcelă. Adică spre penultima, că mai avem două parcele micuțe, undeva de vreo una de, nu mai știu exact, dar micuțe, una de vreo 2 și cealaltă de 1,80, cam așa. De fapt nu, una de undeva pe acolo. Sau amândouă de vreo 2 și ceva. Nu contează. Deci mergem aici, am terminat 35 de hectare. Aici am un coleg la erbicidat. Merge și el. Doamne ajută, coleg. Cinează rapița. Acum a ieșit un pic vremea. Adică cum a ieșit un pic soarele, cum s-a făcut vreme bună, deja au ieșit și dăunătorii la atac. Așa că trebuie avut grijă de ei. Noi încă mai avem de recoltat azi. Sper să terminăm. De fapt nu sper, că o să terminăm astăzi. Și după aia putem începe la porumb, când o să fie vreme bună și la semănat de grâu. Și am ajuns și la ultima parcelă de soia pe anul acesta. Cam asta e treaba. E destul de culcată și asta, după cum se vede, nu știu cât de bine se vede, cel puțin eu văd ok, telefon nu văd de la fel de ok. Dar se vede că e lăsată. Aici a trebuit să-mi aduc masa pe cărucior. În fine, nu asta contează. Ce vreau eu să zic e că mai avem parcela asta și terminăm pe anul acesta cu soia. În sfârșit. Cam atât va fi și cu acest video. Nu uitați să distribuiți, să dați un like, un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Și ne vedem la următorul video. Până atunci, să ne auzim doar de bine.